Atât primarii PSD, cât și Consiliul Județean și-au propus să ducă mai departe proiectele demarate în mandatele trecute. După ce au fost reconfirmați în funcție de votul covârșitor al mehedințenilor, primarii au de gând să continue ceea ce au început în localitățile unde se află la conducere. La fel ca până acum, primăriile vor primi sprijinul necondiționat al Consiliului Județean. Prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare, președintele reales al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, le-a mulțumit mehedințenilor pentru încrederea acordată și le-a promis același sprijin și de acum înainte. De astăzi începe o nouă etapă pentru județul Mehedinți. Le mulțumesc cu sinceritate mehedințenilor care au avut încredere în echipa PSD Mehedinți și au ales să continuăm împreună proiectele de dezvoltare ale județului nostru. Mehedințul are nevoie de o administrație care să fie alături de cetățeni pentru a contribui la bunul mers al comunităților. Are nevoie de oameni care să le ofere o dezvoltare durabilă și o continuă modernizare. Sunt convins că vom reuși acest lucru, iar votul celor care ne-au ales ne dă și mai mult optimism și putere de muncă. A sosit timpul să continuăm reconstrucția tot ceea ce am început în urmă cu câțiva ani. Îi felicit pe toți colegii mei din județ, pe primarii PSD care au câștigat alegerile într-o Beta Turnu Severin, Orșova, Strehaia, Vânjumare și Baia de Aramă, precum și încă 50 de comune și am încredere că împreună vom lupta pentru un viitor mai bun al Mehedințiului, a declarat președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu. De când se află la conducerea Consiliului Județean, Aladin Georgescu a reușit să atragă fonduri europene atât pentru modernizarea infrastructurii, sute de kilometri de asfalt fiind turnați în mandatul lui Georgescu, cât și pentru ridicarea nivelului de trai al mehedințenilor, instituția oferind necondiționat fonduri către primăriile din județ, în special cele deficitare.